să spună un cuvânt de folos. Îți mulțumesc, copiile, îți mulțumesc. Stau mai la umbră, că m-am foc. Părinte stare, îți mulțumesc. Domnule general, dragă Teodoru, domnule comandant, domnule ofițer, firos de aviație, doamna colonel, dragi creștini, vedeți dumneavoastră, această sfântă mănăstire voivodală a fost binecuvântată astăzi de Duhul Marii Voivod, Mircea cel Bătrân, care a fost adus și de Duhul lui Mihai Eminescu. Ați observat ceva că în poezia lui Mihai Eminescu sau în articolele lui nu se așterne praf. E ca la Evanghelie. Rămâne perfect. Dacă vă uitați cum ni l-a adus în prezent și ni-l aduce mereu în prezent pe Mircea cel Bătrân, vedeți toată esența acestui popor. În primul rând, el este un bătrân atât de simplu, după vorbă și după corp. Nu are niciun fel de extravaganță cu care suntem obișnuiți astăzi și am fost obișnuiți întotdeauna în istoria noastră. Un țăran atât de simplu, după vorbă, după port, se întâlnește cu o bestie istorică, cu Baiazid. Astăzi România e înconjurată de bestii istorice. Și întotdeauna a fost așa. Vă rog să rețineți raportul. Raportul de forță era ca și acum. Cum a spus și domnul general Radu Teodoru, aici, la Sfânta Mănăstire Comana, datorită Părintelui Stareț, e un nucleu de români. Într-un context, într-o majoritate zdrobitoare. Nucleul e tare, majoritatea este slabă, dar e multă. Friedrich Nietzsche, care a fost filozof nihilist, dar nu a fost prost, dacă se reștea în România, era creștin, a spus un paradox, să ajutăm pe cei tari împotriva celor slabi. Adică să fiți ajutați, dumneavoastră, cei care mai păstrați în suflet aceste valori perene. Cel care își permite în contextul de astăzi să iubească România, este un crucificat mai devreme sau mai târziu. Întâlnirea dintre Mircea cel Bătrân și Baiazid este o întâlnire a destinului acestui popor cu fiara istoriei. Îi ascultă, îi vede violența, și spune ceva la care Baiazid nu s-ar fi așteptat. N-avem moști. În loc să-i spună că are trupe, exact ca situația de astăzi. Dar iubirea de moșie e un zid. Și dintr-o dată îi pune în față o imponderabilă. Este exact ca și cum lumii de astăzi cotropitoare, marcată de teroarea armamentelor și nu numai, poporul român spune din nou, n-avem moști. Dar iubirea de moșie e un zid. E, iubirea de moșie, bunii mei prieteni, este o imponderabilă, nu poți să pui mâna pe ea. Pe oști poți să pui mâna. Ne aflăm într-o zonă a semnificațiilor. Un mare filozof, Alexandru Dragomir, spune așa, pentru mine, un teritoriu oarecare este patria mea. Pentru mine, un element lingvistic oarecare sau un sistem lingvistic oarecare este limba mea. Pentru mine, un trecut oarecare este istoria mea. Acest pentru mine. În clipa în care l-ați scos, totul devine neant. Pentru noi, ca români, această sfântă mănăstire este un loc de regăsire a noastră identitate. Vă rog să fiți foarte atenți. N-avem muști. Și continuă așa. Și abia plecă bătrânul. Ce mai vaier, ce mai zbuci, un codul plăcutit de zgomă și de arme și de buciu. Iar la Paula Vici a luat mii de coi furucitoare. Avea oști. Era fantastic de bine pregătit. Mircea însuși mână luptă vigilia îngrozitoare care vine, calcă totul în picioare.
Avea oști. Dar oștirea nu era cea de astăzi. Era cea cu credință în Hristos și în Pământul Sfânt. Dar i-a zis acestei bestii istorice, Baiazid, care a călcat tot în picioare, ce voia acel apus? Laurii vreau să-i smulgă pe fruntea ta de fi. Ce voiește acel apus? Acesta a fost astăzi. Poezia este perfectă și ne arată poziția. Singurul lucru pe care nu mai avem astăzi, nu mai avem oști. Nu înseamnă că nu avem sufletul oastei românești. Mi-a făcut o mare bucurie aici că m-am întâlnit cu domnii comandanți din aviație și am să vă spun că tot am zis să zic un cuvânt despre educație. Știți cum se face educația? Nu cu nenorocirea asta care vor să impună cu România educată. Este România reeducată, este o catastrofă la nivel național. Eram obosit, am venit de la barul de noapte unde făceam pantomimă ca să supraviețuiesc financiar. Și pe la 3 noaptea, televizorul era meu mic, prin 91 se întâmpla chestia asta, Sport așa l-am deschis, și am văzut un om cu o față de sfânt, într-o garsonieră, învărit așa cu o pătură modestă și un microfon îndreptat către el și spune așa, de ce vă ridicați de la sol dacă raportul de avioane de vânătoare era 1 la 30? Dacă dumneavoastră ca român aveați un singur avion și americanii aveau 30, de ce vă ridicați? Și am văzut acea privire a unui soi de eternități românești, care nici măcar n-a clipit. A zis, uite așa, Doamnă, ca să se știe că nu este sat fără câini. Mai încolo, camera de filmat balea, cum zice așa, în operatorie totul, și s-a văzut că de sub covertura lui ieșea pijamaua fără talpa piciorului, legată cu un act de siguranță. Piciorul era amputat. Nu știam cine a fost omul ăsta care a zis cu o calmețe. Parcă era mulțețe bătrân. Era Tudor Grecian. Unul din mari piloți, eroi martiri. Alături de alți mari piloți martiri, Agarici, Bâzu, Cantacuzino, dar el n-a spus că singur când se ridica de la sol, distrugea vreo 20-25 de avioane. Dacă vă uitați în documentele armatei, o să vedeți. De el așa a zis. La ce bun să ne strângem noi acum la Mănăstirea Comana când raportul de forțe este imens? Uite așa, ca să se știe că nu există sat fără câini. Și nu vreau să vă țin foarte mult în soare, dar mie, Părintele Stares, data trecută, mi-a dat o carte minunată despre Mănăstirea Comana și un mic album pe care l-am răsfoit. Și acolo, la un moment dat, o să vedeți, pe lângă pictura minunată care este mauzoleu, de o anumită factură și vă spune un om care a terminat arte plastice, o să vedeți cămăși de proiectile. Proiectilul, bunul meu, oameni, aduce moarte, este ucigaș. Dar ca să vedeți care este oastea poporului român. Transformate în candele. Se numește artă de tranșeu. În 1916, când regimentele se pregăteau să plece la luptă, părintele Marcovici de la Ploiești, un simplu părinte, a dat un ordin pe armată. Deci așa, dușmanul, asta ca să vedeți esența acestui neam pe care ăștia o terferesc în fiecare zi la televizor, începând cu președinție și guvern. O terfelesc cum n-a fost terfelită niciodată în istorie. Și am să vă spun eu ce terfelesc. Părintele a zis, inamicul nostru a dat ordin să se strângă toate clopotele din biserici și să se facă turnuri. Iar eu vă ordon să capturați toate turnurile și să le faceți clopote. Ca să le cântăm o ultimă veșnică pomenire. Este cea mai teribilă transfigurare. Crucea aceasta pe care noi o sărutăm a fost cel mai bestial element de tortură.
datorită sângelui nevinovatului Hristos, ea devine actul reînvierii noastre. Poporul român a făcut din aceste lucruri ucigașe elemente de înviere. Obuzul acela care ucidea, el a făcut candel. Nu lăsați în sfat, că sunt acolo eroi martiri. Minunatul pictor i-a băgat, știți cum este, eroi o să vedeți pictați, printre apostoli, printre sfinți martiri, printre sfinți martiri români, Sfântul Ioan Valahu, Sfinții Brâncoveni, și printre voivozi, nu sunt singuri. Aici este umbrela veșniciei. Ca să vă dați seama că domnul președinte Macron a spus că trebuie să lupte împotriva valorilor est-europene a creștinismului, îi urez succesuri. Mi-a zis mie un țigănuș, domnul Danuț, să te ferească Dumnezeu de eșeci. Lăsați-ne pace. Am vorbit cu un francez, bă, singura chestie la voi să nu vă macronizați. Stați liniștiți, că noi scăpăm, noi suntem imuni, noi suntem vaccinați cu imbecili. Știm care este treaba. Care sunt aceste valori care ne-au ținut și ne-au făcut să dăinuim în fața oamenii? Prin 1960 și ceva, un mare regizor britanic evreu, Peter Brook, face o experiență, 4.000 de inși invitați, și ia un spectator de acolo, ridică pe scenă și îl pune să citească lista cu cei care au murit. Erau două bătănii importante din cadrul războiului de 100 de ani, de la Azincourt și Crecy, 1200 ceva, 1300 ceva. Și după ce citește lista, el întreabă pe spectatori, vă impresionează? Ce nu? Păi foarte sincer, de ce? E distanța mare. Și atunci l-a pus să citească cu cei care au murit la Auschwitz, fiind 1960, 1945 era distanță, și s-a făcut tăcere. Vă impresionează? Da. De ce? Pentru că sunt mai aproape. Bine, dacă Peter Brook ar fi avut în clipa aia în buzunar și lista cu toți care pătimeau în închisorile din România, cred că și scaunele plângeau. Dar s-a oprit acolo. Luați un român. Am zis român, nu vorbitor de limba română. Vorbiți de Avram Iancu și el simte ceva. Vorbiți de Brâncoveanu și el simte ceva. Nu există distanță la poporul român. Distanța este în istorie, nu în pomenire. Ați văzut și în Sfânta Liturghie unde a fost astăzi, cum s-au pomenit ctitorii și se pomenesc toți. Pomenirea într-o fracțiune de secundă e străbătut de Duhul celuilalt. Nicolae Iorga spunea că odată cu noi mor încă o dată toți morții noștri. Mi-am permis să-l parafrazez și să spun odată cu noi mai trăiesc încă o dată toți morții noștri. O întoarcere în trecut, sigur că arhiva istoriei este foarte importantă și este o știință nemaipomenită, dar biserica face parte din pomenirea lor. Pomenirea lor înseamnă că ei mai trăiesc o dată prin noi. Ne aflăm într-o lume, dacă ați văzut reclamele alea LM, Kent și jos scris, tutunul dăunează grav sănătăți. Ăla se numește schizo, de la rupere, schizoism. Am văzut zile trecute un ministru al dezvoltării de la noi, pe urmă l-am avut și pe papagalul de la educație, și a spus, de urgență trebuie învățământul digitalizat. Ecrane mari pe holurile școlii, în cancelarii, în clase, în săl de sport, ca elevul să intre în această, cum să zic, atmosferă virtuală, de fapt într-o eră tehnologică, în care vrem, nu vrem, deja am intrat. Just. Este o tehnologie, n-a zis nimeni să aruncați mobilele și să aruncați computerele. Eu am o verișoară de 96 de ani. Am spus domnului comandant care a făcut culmea, a pilotat avion și mi-a zis așa, pe unde te duci? Spune-le ce zic eu, că nu mai am mult timp. Tăi, este fantastică. Zice, se pare că am avut o producție de floarea soarelui unică în Europa. Zic, da, Simona, știi ce-i cu asta?
Păi am înțeles că nu avem fabrici să le prelucrăm, că le-au distrus. Sunt doar două. Păi da, da. Spune-le tuturor oamenilor să ia floarea soarelui, să o pună la fereastră, ca să vină vrăbile să mănânce, să se umanizeze țara. Pentru că nu mai sunt vrăbi, pe semne de la pesticide. Și atunci se face așa. Ochiul virtual a copilului viitorului crescut în acvariu, îi văd din parte. Cum stau așa. Iubită cu iubit la restaurant, îi stau așa. Mi-a zis un chelner, că era o familie de chinezi și au întrebat cu muștar, soția era aici și nu i-a zis cu muștar, i-a trimis un SMS cu muștar. Fiți atent, lumea este alienată. Ochiul care plânge, ochiul care este sensibil, ăla va dăinui. Celălalt este închis, este ecranat. Eu am un cățel, un labrador. Am zis că sunt singurul puric cu câine din lume. Câinele este mult mai deștept decât tot guvernul plus președinte. El are, nu face concesii. Și am să vă spun, ca să nu înțelegeți că eu acum fac politică, eu acum fac un act de igienă. Am intrat în parc când avea 6 luni și am văzut un panou mare de tot imens cu unul care se chinuia să fie primar. Știți care a fost diferența între mine și câine? Eu m-am uitat la panou, el nu. El s-a uitat la un fir de iarbă, pentru că acolo era taina. Și în clipa aceea am înțeles că nu trebuie să-mi pierd timpul cu fantome de hârtie. Lucrul acesta, nici nu știi când este ultima privire a ta pe pământ. Nu vă lăsați înșelați. Un mare filozof american zicea, cine nu are memoria istoriei, riscă să o repete. Știți cu ce seamănă istoria asta agresivă care vine peste noi, pe care domnul general Radu Teodoru a și spus, ce o să vă faceți cu copiii acum, cu învățământul ăsta bestial, pornografic? Știți ce spunea Mihai Eminescu? 1880, ziarul Timpul, zici că acum a scris. Marea n-ar avea valuri, n-ar exista mișcare, apa s-ar putrezi, s-ar băhni, zice el folosind un arhaism. Dacă nu ar fi temperaturi diferite, ați văzut când te duci la mare și noți, e un curent de aer cald, un curent de aer rece, tocmai asta creează mișcarea valurilor. Remarca lui Eminescu este fantastică, zice, apa asta s-ar putrezi, tot așa și societatea umană ar muri în corupție, în speculă, și acum vă rog să fiți atenți la termenul scos în 1880, care se potrivește perfect, în pornocrație. Dacă nu s-ar înțelege că avem culturi diferite și vieți diferite. Nu vedeți că ăștia vor să ne facă eprubet ca la vasele comunicante să fim egali în aceeași minte, în aceeași, cum zic, simțire, pe când tocmai diferența aceasta. Și asta spunea bietul Eminescu, să se înțeleagă că suntem o cultură diferită, să se înțeleagă că avem un trai diferit. Lucrul acesta de aici este identitatea noastră care este diferită. Această identitate nu ne-a dat rezistență în timp, ne-a dat dăinuire. E mai mult decât rezistența. Rezistența e de factor politic sau istoric. Dăinuirea este dincolo de istorie. Una este istoria și alta este transistoria. Părintele Nicodim Mândiță, Dumnezeu să-L odihnească, am adus și eu cărți, m-am simțit exact în situația lui când în plin stalinism mergea cu cărțile dumne prin sate să le dea la oameni și spunea așa, puneți mâna și citiți, bă, ca să vă însănătoșiți. Zice, pe la 1753, prin Franța au trecut cu carul, cu boi, moaștele unui sfânt și erau niște ologi sub un pod. Și a venit unul, bă, dar voi de ce nu vă duceți, bă, și puneți mâna și vă rugați acolo? Că poate vă faceți bine. Și eu a zis, pe tocmai asta, că noi nu vrem să ne facem bine. Din ce mai câștigăm? Din cerșit. Raportul veșniciei istorie este exact raportul părintului Nicodim Mândiță și cu asta chei, cu primarul ăla din sat comunist, care a venit exact cu teroarea Uniunii Europene peste noi, cu impertinența și lipsa de scrupule, să zică, bă, nenorocitule, acum când comunismul este calea pe care trebuie să o urmăm,
Tu ne vorbești la nenorociții și despre Dumnezeu, mă, amărâtule. Mă, dacă există Dumnezeu, să vină să te salveze pe tine acum, mă. Și dacă doi miliții, ia luați-l, mă, pe moșul ăsta. Asta era istoria, ca și acum. Agresivă, ordinară. Constantin Noica spunea, istoria a făcut pipi pe mine, fac și eu pe aia. Și părintele a ridicat ochii și a zis, domnule primar, eu acum plec. Dar când am să mă întorc, dumneavoastră nu o să mai fiți. Vă rog să tăiați filmul aici și peste 2 ani, un bătrân ras în cap, slab, mort, cu un geamantan de lemn, făcea semn la o rată din aia la țară, să oprească. A oprit și a urcat bătrânelul și mașina a mers ce a mers și la un dat s-a oprit. Și unul din mașină, de ce oprești, bre? Și l-a zis, păi nu vezi, bă, că trece mortul. Și pe sub capul lui trecea primarul. Aia era veșnicia credinței și aia era obrăznicia istoriei. Vă rog, nu dați veșnicia pe obrăznicia și impertinența celor care vor să ne calce credința în picioare. Amin.